Bine ați revenit, măi oameni faini, în Haug. <laughs> Cred că niciodată nu o să nimerez pronunția la corecte la numele așezământului nostru sau chiar să tu ca aș putea să zic că deja încet, încet tot mai apare câte o căsuță pe aici și tot mai apar și alte lucruri noi. Însă n-am început bine ziua și deja avem probleme la noi în sat. Vom asta care este, cum se spune eu, night, protector, nu știu ce face ea sau care e schema cu ea, dar din nefericire are o problemă. Hai. Și de ce putem noi să citim aici? Kyle zice că I have influenza and need to be cured with carrot plus potato. Please build a hospital or give me the items directly. Ok, deci are probleme și trebuie ori să construim un, uh, un, un uh, spital, ori să-i dăm un morcov și un potato. Prima și prima dată când am citit acolo chestia aia respectivă, am văzut numai fața cu, cu spitalul și nu mi-am dat seama că putem să o vindecăm și altfel. Acum întrebarea mea este următoare: Am eu pe aici morcov și cartofi? Țin -mi minte cartofi? Parcă aveam. Am niște pâine. Unde sunt morcovii? Și unde sunt cartofii? Da, nu era mai ușor să-i dau un măr de aur și să scape o dată de chestia aia. Ha, ah, trebuie să mă pun să caut morcovei și cartofi să vedem dacă am eu cumva pe aici prin cuferele astea și dacă nu am prin cuferile astea sunt nevoie neapărat să mă duc în căutare de morcovi și cartofi. Pe lângă asta, cineva în comentarii mi-a zis la episodul trecut că ar fi ok să mă apuc de modul Tetra sau ceva de genul acesta pentru că seamănă un pic cu Tinker's Construct și din ce mi au scris acolo ai posibilitatea să-ți faci niște arme super mega extra OP. M-am uitat un pic la modul Tetra, da, nu, nu avem nicio șansă în momentul de față să începem, să începem să ne jucăm cu modul ăsta. Din ce cauză? Dacă ne uităm noi pe aici, vedem că avem Forge Wall, Forge Pillar, etc. O grămadă de chestii să ne construim un Forge. Singura problemă e următoarea. Ca să putem să construim chestii respective, avem nevoie de Forge Steel Ingot. Și ca să facem Forge Steel Ingot, avem nevoie de aliajul ăsta de Resonant Alloy. Pe care, nu știu sigur dacă putem să-l găsim undeva, dar ne trebuie netherite scrap ca să-l facem. Și... da, ori fie avem un blacksmith care să-l facă, dar tot o să ne trebuiască netherite scrap. Și nu știu ce e ăsta. Shape of metal their use undone or never to be known. Asta trebuie să le găsim. Found in structures deep underground in cold or Mountains Biomes. Ok, deci asta trebuie să regăsim neapărat Underground. Asta iarăși trebuie să răminăm și nu am chestiile astea deocamdată, deci n-am cum să mă apuc de modul ăsta din nefericire momentan. Nu știu sigur dacă s-au de mașina explorat pe fundal, dar... o <gântu -i> început să usuce hainele și face ca un elicopter pe aici. Bun, o să mă pun, o să, mă pun să caut morcovi și chiarăți pentru domnișorica asta și după aceea o să revenim probabil cu un începutul unei alte construcții pe aici. Aș vrea să fac, cred că, gather, nu gatherer sat, cum îi spune, așa, curier sat. curier sat aș vrea să fac ca să putem să ducem iteme de pe aici pe colo din mină, să le ducem acolo și așa mai departe. O trebui să merg un picuț să găsesc morcovea, dar măcar am avut norocul să fac gros de ei. Am făcut și de morcov și cartofi, aparent aveam ceva wild potatoes la mine în, cuferile respective și cu ajutorul unui cuțit și al unui uh, tocător, cred că îi spune la asta, cutting board, am reușit să fac cartofii respectivi. Și pe lângă asta, din ce am văzut, mai e încă unul din la noi din sat, este tot așa bolnav. Hă, chin și durere. Dar partea bună este că pot să vin aici frumos la doamna asta și să mă duc la inventar și să-i dau un morcov și să-i dau și un cartof și atunci să sperăm că o să se trateze cu morcov și cu cartoful respectiv și pe lângă ea mai e bolnav din ce am văzut, uite acolo se vede prin perete, e bolnav și minerul nostru. Minerul nostru, tovarășul nostru minerul, trebuie să venim până la el, uite aici, să-i dăm chestia asta, nu știu ce mi-a mai cerut, dar o să ne uităm imediat. În schimb, o să-i dau un morcov și un cartof să se trateze singur de influenza. Barzan, <laughs> ce boală e aia, sincer. Nu știu, nu știu de unde e inventată sau what not, dar... Ok. Uh, ce se mai trebuia? Ok, I have influenza, am înțeles aia. Requests, altceva. Îi trebuie din nou framed cobblestone. Băgați-ai piciorul în el framed cobblestone astăzi. Dacă nu a mâncat omul ăsta framed cobblestone pe pâine, nu a mâncat nimeni, cred că. Și framed cobblestone, nici am văzut eu. Hehe, <laughs> he, am murit aici un zombie sau ceva să o să se pune pe aici pe pereți pe chestiile astea. Uh, pot să arunc asta? Yeah, nice. Pot? El cântă cum se tratează de influența? Ah, nu, e ciorbistul ăsta. Ce faci, mă? Mă și loveaște. Dumnezeu, mă și lovești și cânti și la chestia aia în continuu. What the heck? Oh, that's nice. Are și el un sunet. Ah, am înțeles. Deci are și el un sunet când se tratează de chestia respectivă. Super. Tratează-te, domnule. Fi, happy. Tot ce trebuie să fac acum este să fac chestiuța aia de care are el nevoie. Și zicea că îi trebuie framed cobblestone. Ei, cobblestone știu că am pe aici undeva în partea aia, dacă ține eu bine minte. Și se frame-ul se face din sprus la una dintre table pe care le-am pe acolo puneva puse. Facem treaba aia, facem și chestia asta de la Courier's și după aceea o să mă pun eu frumos și elegant să... Mamă, reward Să fac, bine înțeles Courier's hut nu? Da. O să fac chestia asta, după care o să mă pun frumos să pun clădirea pe undeva, să vedem unde pot să o adaug. Ar trebui să adaug cumva, cumva, între Pff, între toate chestiile astea, adică clădirea respectivă o să trebuiască să poată să aducă și de la mine treburi și și de la Lumberjack de acolo, să le ducă acolo în warehouse, dar pe lângă aia mai avem și fishing hut-ul ăsta. Deci cumva trebuie să fie centrat în așa fel încât să își facă treaba cum trebuie. Și... Mă gândesc că aș putea să pun de undeva pe aici. Nu știu cât de mare e curiosatul, că dacă îi nu e foarte mare, pot să-l pun undeva aici în zona asta. Da, Vedem. Vedem pe parcurs. Prima și prima dată trebuie să rezolvăm problema minerului ca să poată să-și facă treaba în continuare. Până la urma urmei, din păcate, n-am avut nici cea mai mică șansă să încadrez toată clădirea asta undeva în zona asta de aici. M-am gândit să o pun chiar fix, fix, fix aici. Am zis că dacă o pun, dacă e micuță și nu e așa de mare și pot să o pun fix aici în zona asta, ar sta perfect. M-ar veni în drumul nostru care o să fie pe aici ce mă cu voi, mă? Ce e cu voi? Voi de unde veniți și ce doriți? Sunteți așa toți în cârd, în stol, în... Nici nu știu cum să zic. <laughs> mă gândeam că o să fie fix cum ar veni în drumul nostru, dacă o să punem aici. Dar asta dacă încăpea. Problema este că nu prea încape. Adică aș pune la distanță destul de mare de treaba respectivă de acolo, dar între clădirea aia și clădirea asta la ar fi cam un bloc distanță și pe lângă asta după ar trebui să fac o tonă de terraforming pe lângă clădirile astea și parcă nu e o chestie pe care eu mi-aș dori o chiar atâta de tare. Aș prefera mai degrabă ca pe aici să vină un drum și aici să vină cumva tot așa o chestie, o scară sau ceva care să urce sus la prosiuța aia de acolo. Uite că avem și Daily Rewards. Pot să dau direct click pe asta și să se scrie automat Yes. Daily Rewards. Am primit încă un tort și niște redson Extraordinar. <laughs> Mulțumesc frumos, sunteți cei mai dulci. Unde mă băiatul ăla? Vine mă încoace. Și atunci am pus aici. Atunci am pus aici, adăugă să dăm o mamă de bătaie la prietenul nostru de aici. Și se prezintă destul de ok, zic eu. Măcar suntem cu ea situați lângă uh, storage. Lângă chestia asta de storage. <laughs> Mersi că ai venit să mă ajuți. Și ei cumva și în față la Hanu Ancuței și din punctul meu de vedere nu cred că o să fie chiar atat de nasol dacă, dacă e în fața Hanului Ancuței e destul de mare. Din ce putem să vedem și din ce... Oh, numai copilul nu numai de tine n-avea nevoie să mor dacă nu. Cum mi-ești cel mai nedrag și nedorit din uh, tot Minecraft-ul. Așa că o să punem aici. O să dau un click dreapta cu ăsta așa. O să vă arăt și cum arată la level 5 dacă vreți să vedeți și sunteți interesați. Ceva de genul se prezintă. Practic o să urce în înălțime, dar nu o să mai urce în alte dimensiuni, doar în înălțime. Și o trecem înapoi la level 1, îi dăm un ok bifă la treaba asta de aici, tragem un pui de somn, S-a întâmplat să dorm așa de rapid că nici n-am clipit și venim aici frumușel, dăm pe Build Options, să ne uităm cam ce ne trebuie pentru ea. Spruce avem, spruce fence avem, spruce stairs avem, cobblestone nici nu se pune problema, torțe iarăși ar trebui să avem, spruce, spruce, dirt, spruce și cobblestone stairs. Suntem brici. Putem să-i dăm direct Build Building și doșorul Eduard ar trebui în teorie să vină să se ocupe de ea că și așa nu mai lucrat mai nimic de ceva timp încoace. Nu știu dacă o să iaie blocurile astea de aici, dacă o să le spargă. Atunci dacă o să le spargă o să scape ăștia doi și nu știu dacă vreau să-i las să lasă scape. Ah, am mai făcut un gardening table care e destul de ușor de făcut. g se face ceva de genul, fie cu cartofi, fie cu flori, fie cu whatever și am pus niște wild, niște cartofi din ea sărbatici și patru plencuri și am făcut chestia asta. Am crezut că o să-mi dea cum mai sunt în alte moduri, practic pui o de asta jos și să un sătean și îți vinde niște chestii. Crezut că o să se întâmple treaba respectivă, dar aparent e încă un fel de workstation, cum avem până acum în Minecraft, de le oferă joburi, slujbe, practic, meserii sătenilor. Și aparent l-a făcut pe asta Gardner și ne dă din ce văd eu aici honeycomb și alte chestii, probabil flori și alte lucruri o să ne dea el pe viitor dacă mai face treabă cu el. De-aia, parcă într-un fel sau altul, nu vreau să se distrugă treaba asta și să scape ăștia de aici. Dar în cazul în care scapă, bă, nu să se bage printr-o casă pe aici, pe undeva. Nu cred că o să fie omorât de zombi, că eu dorm destul de des. Pare se că, virgulă, clădirea noastră, ca <laughs> să nu ne cacafonim, este la 98% gata. Trebuie să mai pună băiatul ăsta 17 torțe și nu știu, s-o dus. Să torțele să da. Uite, acum vine cu tor. Nu-mi zice că te duci să dormi. Pune torțele. Ea nu știu câte oră când pățânesc faza asta cu tine. Vii să pui torțele fix când vine noaptea. Incredibil. Domnule Eric, ce se, -se petrece cu tine, domnule? Și Domșoana. -dom Mi s-a dus limba română. Virginia, văd că tot s -o pe aici. Nu știu care e problema ei. Zic -ă zim te rog frumos că termin clădirea. Înainte să trebuiască să mergi la som? Te rog eu, please. Nope. Mi-o dat seacă. Și de-a eu să mă pun la som și nu o să mai mergeți voi până acolo. Sau mergeți până acolo și veniți înapoi. <laughs> Am primit o poțiune de swiftness, 8 bucăți de hârtie și un emerald, dacă bine îmi amintesc eu, de la quest ăsta cu... Da, de aici. De la quest cu curierul. Și următoarea clădire pe lista mea, în mod normal, cred că ar fi restaurantul. Dar s-ar putea ca, înainte de restaurant, noi să avem nevoie de niște ferme de la care sătenii noștri să ia, practic, fie carne fie produse de alte tipuri și să le aducă în restaurant ca să fie prăjite, gătite sau whatnot, să vină să te și să mănânce. Și avem și un bakery aici care practic pro să ne producă mai departe pâine, cred eu, sau ceva de genul ăla. Aici ce avem? University, Enchantment Tower, ok. Deci asta ne deschide alte multe chestii. Special event, nu, special delivery. It's advancement made, nu mai știu să vorbește pe videoclipuri e ceva, e o problemă undeva cu mine, nu mai știu să fac videoclipuri gata, nu mai fac videoclipuri, mă pot să fac numai live-uri I'm joking not gonna happen not gonna happen Domnul Eric, îți mulțumesc frumos, acum uh, vreau să văd cine o să vină ca și worker aici, manage workers Pum. avem aici cineva cu agilitate 3 adaptabilitate 12 și da, cred că nu o să te vreau pe tine și cred că o să te vreau pe tine tine, totuși. Nu o să vreau pe Virginia, o să vreau pe Hazel. Din ce cauză? Are un picuț mai multă agilitate și sunt 100% sigur că o să ne ajute faptul că are dublu agilitatea Virginiei și cu 4 puncte mai puțin la, la adaptabilitate fix. 0, nu, nu cred că ne, ne deranjează atât de mult. E mult mai, mult mai bună agilitatea, fiindcă poate să se ducă să alerge mult mai repede la zonele respective de unde să ia chestii și să le aducă... Cred că direct aici le aduce, nu? Aici mă gândesc că o să le aducă. ca aici din ce am văzut nu avem storage deloc pentru, pentru ea. Tu, oare, care e problema ta? What can I do for you? Um, What can I do for you? Mine colonies, quest, guide, clipboard, nu știu ce. Nu-mi zice ce mine... Na, na, sorry, I had... Held o să mai lăsăm așa un picuț. Nu înțeleg ce e ăla. Și nu, nu zici acolo, sau so, nu o să-mi bat capul cu quest-ul respectiv. Probabil că o să dau cancel la un moment dat. Recall Worker. Tu ce faci? Unde te duci oare? Sau de ce ai nevoie? Open request. n ai nevoie de nimica. Hazel, ești un curier. Are o poșetuță pe lateral. Oh, god damn, that's nice. Ia stai să vedem un picuț. Ce-mi trebuie ca să-i dau upgrade la asta? unde ești. Build options. Bun. Ne trebuie un furnace, ne trebuie niște cobblestone spruce, oak spruce, crafting table, cobblestone rack, două, tripwire hook-uri. Ah, white glass, ok. Și un quadrant. Aș putea să fac rost, cred că, de toate chestiile pe care le avem acolo în momentul de față și aș putea să-i dau upgrade la clădirea asta. De alta, dar aș vrea să se miște foarte repede curierul nostru și să-și facă treaba prin, prin zonele astea. Avem aici tripwire hook-uri cumva? Avem unul singur, deci pe unul ar trebui să-l craftăm în mod normal, dacă bine îmi amintesc eu. Dar oricum cred că primim două. Mm. Hai să punem triple airhook-ul aici, îi dăm un upgrade la clădirea asta și după ce terminăm cu upgrade-ul de la um, courier's hut nostru, o să ne ducem în direcția aia cu restaurantul. După ce terminăm cu restaurantul, build options, upgrade, there we go. După ce terminăm cu restaurantul, o să fim nevoiți să mai facem câteva căsuțe pe aici-colo, fiindcă, din ce văd eu, mai avem o singură persoană pe care putem să o angajăm. Ceea ce înseamnă că o să avem nevoie de încă câțiva cetățeni. Și, pe lângă asta, în momentul în care o să facem câteva căsuțe, o să creștem și aici, la treaba asta cu cetățenii, și în momentul în care ajungem la 25 de cetățeni primi niște reward-uri. Dacă... Nu sunt foarte wow reward respective, însă quest în momentul în care le faci îți dau așa o, o care, o, o, oarecare satisfacție. Și la modul de ești, am, am făcut quest frate, și nebun quest-ul meu! Uhuhu! Super tare! <laughs> te bucur, știi, primești dopamină de la chestiile respective. Ce trebuie la băiatul ăsta? Furnal, niște wall-uri, niște stairs, uh, servus discord, un quadrant și încă niște alte chestiuțe pe aici. Ok, bun, se rezolvă. Dăm upgrade la clădirea respectivă și revenim în momentul în care clădirea este gata și o să ne gândim unde să plasăm restaurantul. Dar trebuie să fie cumva într-o zonă mai centrală, un pic aș spune eu, că totuși e un un restaurant, you know, și oamenii trebuie să aibă acces la el destul de ușor. Cam greu, că mi-am ales și o zonă unde să construiesc, de mă pot duce numai așa pe coastă, cu construcțiile, pot să, să mă extind așa într-o parte sau în alta, încolo, ciuci, deloc ca de obicei, gardienii noștri dorm în post, nu au nicio treabă. Mă, cum poți să dormi și să te uiți la mine în același timp? Dorm cu ochii deschiși sau... Clădirea de față este upgradată și nu înțeleg din ce cauza avem acolo cruce cu capul în jos din cobblestone. Oh, bine, fie ce-o fi. Dar este upgradată și în teorie ar trebui muncitorul nostru să lucreze un picuț, un picuț mai repede ca de obicei, decât la level 1, aș zice eu mai degrabă. Și din ce putem să ne uităm aici în zona asta noastră, putem să vedem frumușel că el a adus o grămadă de itemen în coace. Ok, astea le-au luat de la mină, astea te alte că de pe la turnurile de garden stuff like that. Pe aici ai și o grămadă de chestii, sticle de... Ok, astea de la pescară. Le pune, văd că rând, nu are, are nicio treabă. Astea le-am pus eu aici cât de cât frumos organizate. Restul văd că spuse de omul nostru, nici nu contează. Cum apuc, așa le pune, uite, la -i. Ce faci, Hazel? Îți faci, poți să mai alergi? Ești ok? Uite, am două secunde, oameni buni, văd un țânțar pe perete. Target cu aer. Sper că l-am urât. Nu ah, îmi cer scuze, dar au trebuit să ucid inamicul. <laughs> și între timp, între timp ce oamenii își făceau treaba aici, am reușit și să plasez aici restaurantul. Zic eu că zona asta e destul de frumoasă. Nu-i chiar așa de aproape, din păcate, de case și lumea o să trebuiască să meargă ceva până la restaurant ca să mănânce, dar hei din ce văd eu pe aici, aș spune că e un restaurant plasat destul de strategic și destul de frumos, fiindcă și deoarece oameni buni avem vedere la ocean, și dintr-o parte, adică aici ar fi terasa în mod normal, cred că, dacă bine văd eu cum ar veni ea construită. Și aici avem o altă terasă mai micuță și și asta are vedere la ocean și între copaci, cu umbră, cu treburi, cu... Uh, o să arate frumos. Așa că o să-i dăm o bifă, dar înainte de bifă, după cum vedeți, avem nevoie de o grămadă de lână. Trebuie să mă o să caut niște oi și să le, să le rezolv. Și la level 5, restaurantul nostru arată ceva de genul ăsta, dacă putem să vedem noi de copaci. Da, ok. O să fie închisă terasa? pe păi, da, mă, eu te pun aici cu vedere la ocean de geaba, mă. În fine, dai cu bifa. Restaurantul e parcat pe jos și trebuie să mă duc eu aici, să dau click dreapta pe asta și să văd la Build Options cam ce ne trebuie. Ne trebuie 96 de bucăți de lână albă și 88 de bucăți de lână roșie. Restul chestiilor, în principiu, le cam avem. Lână albă și lână roșie, cu alea stăm un pic, un pic cam prost. Așa că nu aș vrea să-i dau drumul la restaurant să-l facă. Prima și prima dată trebuie să iau niște shears sau să iau niște cupru la mine sau să iau fier, să fac din fier. Aia că avem destul de fier, destul de fier. Avem destul de mult fier, cred că aș putea să fac din fier aici, am ceva fier spus uite, am două bucățele, am tot felul de tâmpene aici în, în ghiozanul ăsta meu, mâncăm un morcovete și ne ducem aici, mai luăm niște fier cu noi, poate unu, două blocuri în caz de orice, mă uit pe aici clar cu ochile mele să vedem, am niște mâncare, Ai bine și mă uit să văd dacă nu cumva am lână, 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 lână. Și ar lână aparent nu avem lână. Din câte știu eu, totuși, în partea asta undeva aici ar trebui să fie niște oițe. Deci o să mă duc într-o mică explorare și din ce putem să vedem noi satul nostru că am începe să prindă formă destul de frumos pe hartă. Chiar îmi place ce văd aici. Bun, la vâna de oițe. Și vă rog eu din tot sufletul meu să nu râdeze ferma mea de oi, ok? <laughs> o să vină repartizate în altă parte în momentul în care o să facem ferme. Chiar uite că tot am vorbit despre oiți acum. Aș putea Ups, servus discord. Aș putea să Unde doamne era? Ne -ne -ne, unde ești? Aici. Aș putea să mă duc în partea asta de ferme și să îmi fac un shepherd's hut ca să facem rost de mâncărică și de lână în același timp. Însă am adunat toată luna de care avem nevoie pentru construcția de acolo și asta înseamnă că aș putea în momentul de față să mă duc să îi dau la builderul nostru să-și facă treaba, chiar dacă o să aibă de dermată o grămadă de dirt aici. Options, ok. Deci ne trebuie un furnal, ne trebuie niște cobblestone wall, ăla putem să facem rost, dirt, liniștiți, putem să facem rost. Sprus, avem că l- ta. Ce ne mai trebuie? Gravel, iarăși am câteva, recuri și astea ne interesau cel mai mult. Red bull și cu Uh, white wool -ul. Și ce m-am gândit eu, prima dată am zis, mă duc și strâng niște trandafiri, niște flori, niște chestii și îmi colorez lâna. Am adus două oițe albe aici, le-am înmulțit și după aia am zis, bă, da, eu sunt fraier, eu stau să consum culoarea iurea, păi nu mai bine fac eu oile roșii și <laughs> după aia le tund de lână și mult mai ușor așa decât să consum colorant în continuu ca nebunul. Și uite că așa am făcut rost de toată lenița asta. Astea două bucăți le-am luat, fiindcă o să vreau mai încolo să dau upgrade la clădirea asta și din ce putem să vedem aici, o să avem nevoie de o bucată de grey wool și una de black wool. Una și de brown, una de green. De alea nici nu le-am văzut. Nici n-am ajuns așa de jos. Ne trebuie și Dark Oak, Polish Day văd că Polish Day right, ok, deci mai avem nevoie de a aduna niște resurse până în alta, da? până să ajungem să facem treaba asta, dar ce pot eu să fac în momentul de față este să pun lână asta aici și cred că băiatul nostru, de fiecare dată când o să aibă nevoie de resurse, o să le aducă probabil, unde e domnișoara noastră, curierul? Probabil că o să le aducă curierul. Cred că aia o să se întâmple. Că din ce am văzut curierul ăsta, s-a dus prin toate clădirile. au luat toate resursele care au existat în clădirile respective și le-a dus frumușel, țuști, în aici. În aici. În chestia asta. Și acum, bineînțeles că noi avem resursele necesare, doar că sunt aici. Și domnișoara Hazel o să trebuiască să vină aici să ia resurse și să le ducă, să le împartă în toate direcțiile posibile și imposibile la toți muncitorii noștri care au nevoie de ele. Hmm. Asta e un picus deranjant, fiindcă aș fi preferat să rămână anumite resurse pe la clădirile respective și să nu ne batem noi capul, să nu avem nevoie de... Da, de scurt, am auzit. Să nu avem noi nevoie de, de curier în continuu pentru, pentru a face treaba, pentru a aduce resurse. Că chestia e mănâncă timp. Timp pe care, din păcate, well, ah, nu tot timpul îl avem. Mai, Eric, mai, eu am avut o vorbă cu tine. Hai să faci un restaurant, nu un cort cu niște mese. Un, unde suntem aici la nuntă? <laughs> domnilor și domnilor, ci că restaurantul nostru este gata. Avem deja și o bucătăreasă pentru acest restaurant. Yes. Trebuie să vă numai de ce are ea nevoie, zice, care are influența. Ok, eu nu, nu mă așteptam sincer să aibă și asta. Toată lumea se îmbolnăvește mai nou de influenza asta, deci cred că o să trebuiască să facem cât de repede cu putință un spital. Unde, doamne, îs cartofi în tot inventarul sau Uite aici. Ok. Ok. Yes. Ți-am pus un inventar? Nu. Poftiște. Ca să poți să te tratezi de influența. Okay. Și acum ați curios eu a, ce request urmare? Nu are niciun request. Asta e probabil din cauza că aici nu cred că am dat nici măcar un tip de mâncare pe care pot să fac. Are o grămadă de... What the heck? Holy moly, câte mâncăruri are aici. Jesus, golden bread, ești nebun la cap. Uh, fish? Ce poți să faci? Fish and chips? Nu cred că avem cu ce să faci fish and chips. Cooked catfish. Ai, nu ai pește normal, cooked catfish, fish and chips, fish stew, tropical fish, cooked lionfish, puffer fish, o băiatule. Ok, și fuel putem să-i dăm aproape orice de la cărbune în colo. Uh, C, O, A. Păi, o să punem să folosească charcoal și coal ca și, ca și fuel. Nu știu ce altceva pot să mai folosească, trebuie să mă uit pe aici să vedem, dar colul și acolo, cred că alea le putem folosi, restul le putem lăsa pe off, că nu ne interesează așa de tare. Oh, Jesus! Minimum stock nu ne interesează, task smelting. Dici recipe, aș putea să o învăț o rețetă să facă, spre exemplu, poate pește prăjit, I guess? Cred eu că din ce am văzut eu pe aici nu am altfel de pești, adică nici măcar la pescărie nu avem catfish sau Dumnezeu știe ce, că omul ăsta prinde numai, pă, unde Dumnezeu știe, inventar, prinde numai pro -Code și pro -Saman. nu știu ce putem să facem din astea. Ok, tartar, sushi și dacă avem toate chestiile astea putem să facem fish and chips și dacă îl tăiem putem să facem raw fish filet și din asta să facem, bineînțeles, sushi. Sau putem să-l prăjim și să avem cu ok, și tu? Nu. Din nou fish file. Ah, câtă bătaie de cap o să fie cu mâncarea. Doamne, Dumnezeule Mare Iisuse Hristoase. Eu m-am gândit că fac asta aici. Are domnișoara aici niște rețete. Și venim și dăm niște pește și dăm niște cărbune și își face treaba. Nu mă gândeam că e așa de complicată toată treaba și avem și rom, uite-te și tu, se îmbată oamenii ăștia. Pumpkin slice, basil trebuie, Cocon, Ai de capul meu, morcov putem să-i dăm. Holy Jesus Christ! Ok, aparent s-au dibuit niște treburi pe aici și dacă okay, dăm un click dreapta pe Virginia și ne uităm la requesturi, vedem că îi trebuie fuel, îi trebuie pud și deja îi se livrează niște pâine, niște mere, niște morcovi, niște cartofi și niște pește. Pește am adus eu și niște fiori și deja s-a apucat să prăjească. Și nu știu dacă oamenii o să fie serviți practic cu peștele respectiv prăjit. Că din ce m-am uitat de pe aici pe la food, bine, sunt și foarte multe și ții un picuț cam greu să le vezi pe toate. Dacă nu treci așa treptat, lejer, cu treabă bună printre toate, să vezi ce îi fiecare. Până și spider ai poți să-i aduci. But never mind. Nu vreau să știu ce vrea să facă acolo. Și uite, din ce văd eu, vine acum domnul Șoric, a adus niște chestii, ia și le a parcat aici. Ok, se duce, o să mai aducă niște pâine acum or something. Dumnezeu <laughs> știe ce. Partea bună este că își face treburile. Partea și mai faină este că noi am ajuns la 105 zile pe lumea asta și prima și prima dată am zis, bă, mi se pare că am făcut destul de puține, dar pare, la ritmul la care se mișcă băieții ăștia, mi se pare că am făcut destul de multe pe aici. Avem destul de multe clădiri. Avem și clădiri evoluate, aș putea să zic. Avem și restaurante în momentul de față și am primit niște rewarduri. Niște rewarduri foarte mișto. Ce mi-a dat? Un spawn eggs. Mushroom spawn egg. Ok. O să-mi fac o vacă. Hello. Avem un trejul acesta aici care ne-a dat un diamant fix apă de ploaie. Și ăsta că ar trebui să-mi dea o big brain hat. Nu știu dacă pot să-l pun. Yes, I can do this. <laughs> și acum am un cap mare cică. Și din ce m-am uitat pe aici am văzut că mai avem ceva chestii cu seasonal. Și mai exact aici avem chestii legate de Halloween, de Crăciun și așa mai departe. Și fiecare chestiuță din asta îți dă ca și reward uh, o prostiuță de asta, un head scraps. Și din mai multe head scraps poți să faci o chestiuță din aia din care să-ți dea o pălărie, ceea ce mi se pare destul de mișto. Dar acum planul meu este să vedem dacă putem să facem un spital și pe unde am putea să facem un spital. Nu știu dacă pot totuși, hmm, cred că o să am nevoie de academie, înainte de universitate, înainte să fac un spital, totuși. Că deja am un spital dacă oamenii nu sunt învățați să facă chestiile respective. Și atunci cred că cel mai și cel mai ușor momentul de față ar fi să ne axăm pe niște ferme și după ce facem fermele respective nu o să mai avem treabă în principiu cu mâncarea, aș zice eu, nu? Pentru că o să avem cărniță și alte chestii de genul acesta. Ce să plimbă domnișorica de aici. Așa avem aici ceva mâncare. Nu consumă ăștia foarte multă mâncare, din fericire. Din ce am zis eu, până acum i-am rănit. I-am venit cu mușel așa cu cărnița și le-am dat iamă și mănânc. <laughs> și așa mai departe. Dar acum că avem restaurantul, ar trebui să vină fiecare când e foame să mănânce de aici și să-și umple burtica. Dar restaurantul ăsta trebuie susținut de ceva. Aici aia înseamnă că o să trebuiască să facem pe o fermă. Și probabil, nu știu sigur dacă o să vreau să-i dau upgrade și la asta, să devină un pic mai mare, că din ce văd eu pe aici, astea sunt destul de repede umplute și pune domnișorica asta, care este curierul nostru, și lucrurile foarte, foarte random, adică nu le, nu le așează deloc, absolut deloc. Carne putriță, oi cât pește avem, ok, suntem, suntem set. poți să-i dau un upgrade cred, că, la chestia asta prima dată și după aia să mă ocup de niște ferme. Trebuie să-i dăm o mărire de salariu lui Eric, fiindcă Uitați-vă și voi ce clădire ne-a tras aici, mă băiatule, mă. Dita mai storage house -ul. Dita mai depozitul avem momentul de față. De la micul cort la de len pe care l-am avut, am trecut la dita mai căsoia, cu etaj. Ce să mai, nu, nici nu mai am ce să mai zic. Și aici văd că avem, oi, 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 avem un rând pe partea asta și dita mai rândul și pe partea asta la altă de, cred că rafturi. Rack, cred că e un fel de raft, mă gândesc eu, în traducere din engleză în română nu mai țin minte exact, exact în momentul de față. Dar ziceam, se, ziceam acum câteva minuțele, am vrut să zic secvența trecută, dar m-am oprit. Ziceam acum câteva minuțele că după ce terminăm cu treaba asta am putea să începem să construim un spital. E bine, am stat și m-am gândit un picuț mai bine. Noi în momentul de față nu mai avem oameni care să nu aibă job în, în sătucul nostru. Deci toată lumea din satul nostru are câte, un, câte o slujbă, lucrează undeva. Ceea ce înseamnă că suntem, suntem un pic nevoiți să mai facem pe undeva pe aici încă o casă sau două pentru sătenii noștri și să se mai mulțească o liecuță în așa fel încât să putem să mai avem săteni pentru viitoare joburi. Și pe lângă asta am mai văzut o chestie aici. Ne-am văzut pe ăștia doi care au nevoie de niște lucruri. Le apare așa câte un semn scamări și cât o un semn la mări și o rotiță mecanică sau ceva de genul deasupra capului. Cum îi apare răsul ea? Si și îmi zice aici că îi trebuie un, uh, un ex. Ei bine, nu știu dacă am piatră la mine. Nu, nu am piatră la mine, dar poate o să putem să luăm de la veci, de la vecinul de aici. Puneți că nu mai are nici el, sau? Și el are rotița okay. asta. Uh, în inventar ai? Are trei bucăți de piatră, cred că poți să-mi dai tu din inventarul tău, prietene, ca să-l ajut pe băiatul ăsta de aici. Dar am văzut rotița de la Miner și Minerul, din păcate, are nevoie de o chestiuță foarte, foarte importantă ca să poată să facă meseria. Mai departe, o să folosesc toporul tău până un alt Poftim toporul tău, te faci treaba, domnule. Mulțumesc frumos că m-ai lăsat să-l folosesc. Tot Eric te cheamă și pe tine, superb, extraordinar. Mai ai nevoie de ceva? I didn't the next with minimal level of stone wood, bla 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 bla. Păi, îți trebuie și un hoe. ah, ok, și un hoe îți dă deliver acum, domnișoara. Ok, nicio problemă, atunci suntem în regulă. Dacă ne întoarcem aici la băiatul nostru care e miner mă și dăm un dreapta pe el, zice că I can't mine the zinc or at 52. Bla bla bla, Da, dă aici niște coordonate. You need to upgrade the building so I can use a tool with a higher mining level. Or mine that block yourself. Deci trebuie ori să mă duc eu să minez blocul respectiv, ori să îi dau upgrade la clădire ca să poată să folosească unelte de, de fier sau de nivel mai mare. Așa că o să trecem la upgradarea minei, și după aceea, probabil, o să construim o casă. Nu o să mai facem episodul acesta un spital, din nefericire. O să-i tratăm noi în momentul în care pățesc ceva băieții, nu știu, le dăm noi morcov și cartofi în continuare până când nu mai, nu mai suferă de nicio boală. Vă fac ceai de mușețel, mă oameni buni pe aici, vă fac ceai de mușețel ca să nu suferiți de nimic. Și pe episodul viitor probabil o să ne ocupăm de ferme și probabil de un spital în caz de orice. Dar deocamdată venim aici frumușel, dăm un Build Options. Ne uităm de ce avem noi nevoie. Să avem nevoie de cobblestone wall, oak plank, spruce, spruce, dirt, granite, diorite, un pat o End trebuiască, andesite. Ok. Și niște piatră, o bucată aparent. Deci n-ar trebui să fie foarte multe uh, chestii. Cred că putem să-i dăm upgrade lejer la level 2 după care să, put, să poată să folosească băiatul ăsta niște pickaxe-uri de iron. Aia ar fi foarte, foarte tare. Probabil, din ce am, îmi eu, prin comentarii la episoadele trecute, mi-a spus cineva că zincul, zincul este cam la nivelul ironului, adică e aproape ca și ironul dacă vrei să-ți faci unelte din el. Deci cred că aș putea să fac fie unelte din zinc, fie unelte de fier și băiatul ăsta să le folosească. Alea de cupru parcă sunt un pic mai bune decât piatra, dar sunt sub iron, dacă mi-amintesc eu bine. Dacă mi-am amintesc eu bine. Bun. Avem aici lista cu materiale. Băiatul nostru s-a păcat de treabă. Trebuie să mă duc să-i caut lucrurile de care are nevoie. Și alea fiind stone, pot să prăjesc o bucățică de cobblestone. Trebuie să-i fac rost de un pat, diorite, granite și andesite. Da? ia Iată și caută pufurile diorite, granite și andesite. Gata, domnule, avem și miner cu târnă cop de fier acum că clădirea lui este la level 2. Ce faci, măi băiat? Houston, ce faci? Ce lucrezi? Ți-ai luat șatra și ai plecat? Oh, de capul de zile mele. Măi, nu dura chiar așa de mult, o dura mai mult să fac rost de astea. Nu trebuie să mă duc, dacă dăm un M și ne uităm pe hartă, m-am dus până, aici este un fel de plajă unde am găsit uh, Și aici, nu știu ce turnăi, am fost un picuț, un picuț în el, dar undeva pe aici, pe lângă turnul ăsta, am găsit parcă o peșteră unde am găsit uh, ul respectiv, adică ăsta de aici. Că And the site am găsit peste tot. Da, era și cu granite, un pic, un pic mai greu a fost de obținut chestiile respective. Dar acum, dacă avem astea, cred că o să pot pe viitor să-i dau upgrade la căsuța builderului, să o facem de level 3. Și dacă tot am făcut uh, casa minerului, mina, practic, am putea să zicem, dacă tot am făcut-o de level 2, mă gândesc că ar fi bine să-i dăm un upgrade și la asta, ceea ce am făcut deja. <laughs> I-am dat upgrade la, la, casa pădurarului și o facem și pasa de level 2 ca să poată și el să folosească, nici nu știu ce -i trebuie de acum, îi trebuie un X, ok. Nici o problemă, domnule, o să primești un X de fier după ce o să-ți fie upgradată căsuța la nivelul 2. După ce se upgradează casa asta la nivelul 2, poate să folosească și el X-uri de, de fier securi, topoare de fier, ca să nu mai vorbim atât în engleză, că suntem la românica aici. Și din câte văd eu pe aici, în teorie, ar trebui băiatul nostru să aibă toate materialele, doar că nu și-a făcut încă treaba, e la 12%. Satul nostru începe să prindă formă, cât uși decât, începe să prindă formă destul de frumșel. Trebuie, după cum am zis, să mai facem niște case pe aici, că, din nefericire, chiar dacă avem gușteri din ăștia pe aici, uite cum e Paul, so. tovarășul Paul are nevoie de 72 de baked potatoes ca să, cum îi spune, să devină un colonist de al nostru, adică îl angajăm cum ar veni cu 72 de ESA, fiecare cere chestii diferite. Am avut oameni care mi au cerut diamante, am avut oameni care mi-au cerut emeralde. Cred că în funcție de skillurile lor îmi cer chestii diferite. Dar eu unul aș prefera să îmi fac casele mele și să vină oamenii să stea în casele mele frumos și elegant și să extind satul și eu să mai avem și de turnuri de apărare în momentul în care face treaba respectivă plasate pe aici, pe acolo. Deocamdată avem unul acolo plasat, ăsta de aici și mai am încă vreun turn pe undeva pe aici, cred că nu. Ar mai merge probabil un turn pe aici pe undeva, dacă nu fac o casă între timp. Și... În partea asta alta, da, uite aici în partea asta alta, ar merge încă un turn făcut pe lângă restaurant. Că pe aici nu prea avem foarte, foarte multă protecție și aș putea să pun un turn probabil fie fix aici cumva în colțul ăsta de aici între clădirea curierului și restaurant, fie să-l pun undeva aici în spate la clădirea cur curierului și lângă restaurant, ca să se simtă, să se simtă oamenii în siguranță. Pe lângă asta o să trebuiască să mai pun, cred că unul și pe aici, pe undeva, și poate unul pe aici, pe undeva, dar asta în momentul în care o să avem un picuț mai mulți oameni. Îmi trebuie mult mai mulți oameni ca să, să avem oameni, practic, pentru joburi, pentru slujbele pentru locurile de muncă pe care o să recriem când facem turnurile respective și alte chestii de genul acesta. Na și cu asta basta. Tânărul Eric, domnule arhitect, constructor, șevretul, tu, șef de șantier, orice ești. <laughs> Mulțumim frumos că ai dat upgrade și la căsuța asta. Acum băiatul nostru poate să se ocupe de tăiat lemne, bineînțeles după ce trage pui de somn, că vine, <laughs> vine noaptea deja. Tu ai rămas blocat, Eric, băiatul meu. Uite și tu la somn, cu toți prietenii tăi coloniști, așa, aia zic. <laughs> o să vină Hazel, curierul, care să ne aducă, bineînțeles, un topor de fier pentru, pentru tăitorul nostru de lemne, ca să-și facă treaba mult mai ușor și cu spor. Ai, și noi o să ne batem capul pe viitor, probabil, pe episodul următor sau între episoade. Vedem noi ce o să fac și cum o să fac. Mă gândesc să mai punem niște case, după cum am zis și, și mai înainte, și o să, o să plantez pe aici niște căsuțe. Trebuie să caut numai niște locuri pe unde aș putea să fac treaba respectivă. Că am aici un residence. Dacă dau un click dreapta și dăm pe fundamentals și dăm pe residence, avem aici residence normal sau residence alt. Care, nu știu care e schema cu asta de aici și de ce are atât de mult spațiu în fața ei. Practic arată, o, e o căsuță mai micuță un pic din ce văd eu aici. Și în fața are ca și un fel de grădină sau ceva. Și nu știu care e ideea cu ea. Nu, nu pot să-mi dau seama și tot pe aceeași chestie, dar că ar, doar că arată așa, cu, cu grădina asta în față și nu înțeleg care e ideea din spatele căsuței astea. Mi-ar place să am mai multe tipuri de căsuțe, să nu, am, să nu am doar casa asta care e în mod normal, dar, da, acum, ce o fi o fi, cum o fi o fi din nou? Ar fi fost frumos. Ar fi fost frumos să pot să pun și asta undeva și să arate destul de drăguț, dar nu înțeleg care e chestia cu ea. Deci are atat grădină în față, serv zombie, și de deci, ce ocup atât de mult spațiu? Nu, nu pot să-mi dau seama în momentul actual. Dacă mă dici, mă lasă-mă să vorbesc cu oamenii. Dă-mi pace, bossului. Ia sarmaua. <laughs> Cred că ar fi bine să trag un pui de somn de lui eu. După cum puteți să vedeți voi acum în inventar, am și câteva reward-uri. Am murit. Undeva pe... Unde, doamne, am fost oare? Cred că pe aici, pe undeva, prin zona asta, așa, M-am întâlnit cu niște bizon și cu niște văcuțe. Am omorât văcuțele fiindcă mi-am dorit carnea și pielea lor. Și m-au luat bizonii la trântă. Și am murit din nefericire. Oh, tombstone soulbound. Ok, that's nice. Tu ce-mi dai? A, toate îmi dau chestia asta? Interesting, aș putea să zic. Interesting. Și în expediția mea cât am fost și m-am plimbat, am găsit o grămadă de chestii. Nu știu sigur care ce sunt, dar tot felul de cristale și de treburi de astea. Astea cred că... Passive Skill Tree, nu știu sigur de unde sunt și trebuie să mă mai interesez un pic că mod pe ăsta aparent e făcut și pe un fel de sistem de aventură și a găsit și două backpack-uri. Într-unul am niște chestiuțe și în celălalt uh, nici nu știu. Tot așa niște chestiuțe. Wow. Două Diamond Horse Armuri și alte lucruri de genul ăsta. Copper Ingot, văd că geode și alte nebunii. Un necro... Necronomicon. <laughs> și cred aparent. Asta cred că poate fi pus în I don't know. Am găsit niște lucruri. Cam aia ne interesează în principiu. și avem și trei backpack-uri. Acum am găsit și un spyglass. Well, ce pot să zic? A fost o expediție plăcută. Am zis că nu are rost să filmez cum merg încolo și îmi bat capul pe drumuri în căutare de chestii. Dar în momentul în care o să mă decid să-mi părăsesc un picuț colonia uh, și sunt sigur pe faptul că o să fie toți în regulă și nu o să aibă probleme și poate să și procure singur hrană și alte chestii de genul ăla, în momentul respectiv o să ne ducem un pic de aici și o să explorăm și noi harta. Că până în momentul de față nu avem explorat nu știu ce, chiar nu prea am fost să mă duc la plimbări și după cum puteți să vedeți și la quest-uri, pe lângă faptul că, hello, am ajuns la 125 de zile, hello, și mai avem quest pe aici de obținut aparent. Um, eu nu știu ce, ce questuri am. Dacă mi le dai pe toate, așa, perfect. Dăm toate questurile. După cum putem să vedem pe aici, pe la questuri, avem și uh, chestii legate de niște animaluțe, cum ar fi Axelots, foxes, rabbits și frogs, din ce văd eu pe aici. Chestii legate de căței. Ce mai avem? Avem treburi cu nether avem chestii care nu știu ce sunt pe aici, Pathfinder, habar nu am, nu pot să-mi dau seama putem să ne facem corturi în cazul în care vrem să fim nomazi, să călătorim. Avem de bătut tot felul de mob din Alex Mobs. Trebuie să ajungem prin End. Putem să ne jucăm și cu Create-ul ca să facem o grămadă de lucruri care să ne ajute la recoltare sau la producție automată de anumite chestii. Deci moduri și chestii sunt aici. Totul e să îi văd pe oamenii mei din Mind Colony că sunt uh, destul de bine stabiliți pe aici, prin zona asta. Aia mă interesează prima dată. De asta, câteva episoade din mod Topia o să fie legate strict de, mod, de modul ăsta, de Mind Colonies, după care, încet, încet, cu treabă bună, o să mă extind și o să mă duc și prin celelalte moduri și o să explorăm, explorăm probabil, explorăm, am zis, mi-au plecat cuvintele. Și o să explorăm probabil un picuț mai mult. Însă, măi, oameni fain, după cum ar zice oamenii bătrâni, vorba multă sărăcia omului, cam aici o să ne oprim și noi cu acest episod. O să-l încheiem într-o notă destul de bună, aș zice eu, ținând cont de faptul că am construit restaurantul și am dat upgrade la... Am construit două clădiri și am dat upgrade la trei sau patru. Suntem bine. Am făcut progres astăzi. <laughs> nu ne putem plânge. Eu unul o să vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în acest videoclip. Nu uitați să lăsați un micuț like și un micuț subscribe la linea dacă n-ați făcut-o până acum și vă place ce fac eu pe aici. Și o să ne vedem pe data viitoare. Până atunci să aveți grijă de voi. V-am pupat! Ciao, les!